La mondiale, partida între România și Ungaria, 6 goluri însă pentru adversara României la pauză, 16-10, după ce a fost 5-0, Ungaria am revenit la 6-9, apoi am avut o eliminare și iarăși am pierdut ritmul. Am jucat bine, cât de cât la 7-6 când a scos portarul, de această dată ride, dar apoi iarăși au venit eliminările și n-am mai putut să echilibrăm. Din acest motiv avem minus 6 pe început de repriză secundă. Trebuie să facem o repriză secundă de povestit prietenilor handbalului, dar de povestit din punct de vedere pozitiv. Trebuie să credem în minuni. Astăzi, din 6 decembrie, de Sfântul Nicolae, urăm și noi la mulți ani tuturor românilor, Nicu Nicolae sau Nicoleta. Spune că vom avea șansă, chiar dacă am greșit foarte mult în prima repriză și Ungaria a dovedit că este mai omogenă decât noi. Din păcate, din punct de vedere al României, nu mi se pare ca un meci pregătit așa cum trebuie, un meci decisiv. Poate că la pauză Thomas Ride, Costică Buceschi să fi găsit puțină inspirație pentru a transmite fetelor și a stabili niște scheme exacte, eficiente, care să ducă mingea în poarta Blancăi Biro, foarte bună în prima repriză. Din punct de vedere al Ungariei, Cristina Neagu, un singur gol din acțiune, anihilată aproape complet de Kim Rasmussen. Afra în dreapta, Kovac în centru, Gabriela tot în stânga. Tovizi pe pivot, primește Tovizi, ținut acolo de Neagu, iată, care face și fază de apărare, nu mai avem timp de schimbări. Sonia Seraficianu a jucat și ea în prima repriză, a marcat de două ori. Polocoșer are două eliminări, trebuie să aibă mare grijă ca Polocoșer, care se poate lăuda, spuneam, că are mai multe minute la Naționale decât în Liga Națională la Baia Mare. Poate lumea n-auzi ce am spus în prima repriză sau fanii nu știu ce se mai întâmplă prin handbalul românesc, dar vom avea timp să mai vorbim și despre aceste lucruri. Kovacic. Pătrund de Kovacic, strâns acolo, dat de Perianu și Polocoșer. 9 metri. Da, după ce a fost scandalul selecției la Naționala Feminină de Handbal, a urmat scandalul Corona cu jucătoarele care au folosit un mijloc de dopaj. Kovacic. Iată cum România a ajuns nepregătită. Gol marcat, parada Denisei Dedu. Pe colțul scurt a stat bine, da, Denisa, pe inferioritate mâna Hafrei, da. Poate ne grăbim să înscriem. Vine Cristina, pasă la extremă, Iuganu, e bine. Trei aruncări în gol are Ana Maria Iuganu, golghetera Buzăului în Liga Națională, 16-11. Dar trebuie să ne concentrăm foarte bine în apărare. Nici apărarea n-a ajutat mult poarta în runda 1. La atac, de obicei, am avut multe ratări, multe mingi pierdute, dar să spunem că acum a început meciul de la noi și am pornit cu handicap în minus 6. Kovacic. Afra vine în centru, aruncă pe lângă poartă. E bine. Afra, cea mai periculoasă. Deviată. Corner, mă miram cum să dea pe lângă poartă. Dar n-am văzut decât arbitrul de pe atac, cea de pe defensivă. 9 metri. N-am văzut. Mi s-a părut că a fost aruncare de la colțul teren. Nu-i așa este, da. Tovizi se dusese să ia mingea, să execute aruncarea de la 9 metri. Atac al Ungariei cu Kovacic în centru. Tomori lasă pentru extrema dreaptă. Gol, Lukács. Ce înseamnă să joci meci de meci la Ferencvaros și în campionat și Liga Campionilor. Capeți încredere în potențialul tău. Exersezi tot felul de aruncări și o dai la vinclu la mondiale. Pristăvița, Seraficianu, atât de două noutăți din prima în runda a doua față de repriza de început. Neagu rămâne în centru, Pristăvița în dreapta. Parcă e o pedeapsă să joci interdreapta Naționala României. Toate jucătoarele evoluează acolo, mai mult sau mai puțin. Cristina Neagu întoarce pentru Gabi Perianu. Super! Gol de la șold, aruncare splendidă pentru Gabi Perianu. Toată lumea s-a așteptat cum își face culoar Neagu, dar a venit Perianu. Iar suntem cu gaur în apărare. Păcat. Am înscris noi, dar și ele prea repede au răspuns. 18-12. Frumos.
frumos golul Gabrielei Perianu, unul din cele mai frumoase înscrise în acest meci. Doi pivoți, iarăși scoatem portarul Neagu. Cristăvița împinsă de către Vamuș, 19 ani are acea handbalistă cu numărul 38. Seraficianu toace mingea de pe un culoar mic, e adevărat. Se dusese Neagu la schimbare, amenințare de joc pasiv. Iuganu marchează! Da, și agățat acolo de Lucaci, arbitre din Germania, nu se mai uită după Ana Maria Iuganu, rămasă în semicercul advers. Kovacic, au superioritate, da, apără Dedu pe cădere în fața lui Șațel. Se resimte Ana Maria Iuganu. Foarte dezorganizată apărarea României și la această fază, adevărat, era în inferioritate pentru că Iuganu rămăsese prăbușită în semicercul Ungariei. Sperăm că își devine Ana Maria Iuganu. Cristina Florică, soluție de avarie pe extrema stângă națională noastră. La brațul drept are probleme Iuganu. Perianu pasă la pivot, Pintea, gol! Dăm și noi două goluri la rând în sfârșit și începem să respirăm mai bine. 18-14. A fost și 8-4 în prima repriză. Acum e cu unul în față. Punem o oarecare presiune pe naționala Ungariei. Poate că de acum încolo va începe și Neagu să arunce mai mult la poartă. O angajare bună pentru Crina. Trebuie să simtă unguroaicele că România poate, le poate pune în pericol din toate pozițiile. A dat gol din extrema stângă, din pivot. Kovacic. Oh, ce bine a scos Dedu din cădere, da. Se întoarce faza, s-a lăsat avantaj 9 metri. A fost faultată Kovacic. Contează că a prins și Denisa Dedu această minge, trebuie să-i dea încredere. Cum a aruncat pe întors Kovacic pe lângă Gabi Perianu. Hatra, Kovacic, Tomori, linia de 9 metri titulară pentru Ungaria, lui Kim Rasmussen, Tovizi pe pivot, Tomori. Hafra, Kovacic, mergem bine cu atacul lor și scapă mingea. Florica să nu o pierdem. Da. Eliminare. Eliminare pentru extrema dreaptă. Da. Lucaci a lovit-o în față acolo pe Cristina Florică, inteligentă, jucătoarea de la Râmnicu Vâlcea. Și parcă ne zâmbește și nouă soarele aici, în țara soarelui de sare. În Japonia, ușor, ușor. Însă să sperăm că nu ne vom întuneca noi jocul cu prestație la pozițional, să fim pozitiv, cum spune Hagi, pentru că este destul timp ca să obținem victoria. Perianu, auleu! Cum să joci? Pasă în brațul lui Tomori, care era cu spatele, i-a dat în braț. Din nou a atacat cumva de una singură poarta Ungariei, s-a băgat foarte mult în apărătoare. Tomori a reușit să recupereze acea minge. Pasa venea pentru Cristina Neagu. Tocmai mă pregăteam să spun că unguroaicele în inferioritate vor sta pe semicerc și Cristina Neagu va avea posibilitatea să arunce. N-a mai fost aruncare pentru România. Hapra acum pentru Tomori. Întoarce, iese la intercepție Folocoșer. Amenințare de joc pasiv pe atacul Ungariei, foarte rapid. Hafra, Kovacic, prepasiv pentru ele. Hafra, lasă la pivot. Suntem cu apărarea în semicerc cu Istăvița. Aoleu, nu mai dă și eliminare. Nu suntem în stare să profităm și noi de omul în plus. Puțină organizare în apărare. Atât ne-ar trebui. Dar uite că situația de superioritate a României e deocamdată, se transformă în egalitate și apoi unguroaicele vor fi în superioritate. Am greșit în atac, am greșit și în apărare. Iar acum din nou România este sub presiune. Kovacic în centru. Tomori, fault în atac. Avem noroc cu jocul ei rudimentar pe atac. Este o foarte bună apărătoare, dar tot timpul a avut probleme. Aoleu, ce pasă dăm! Seraficianu! Aoleu, ce ratare! Incredibil! Cum să dai așa la poartă? Fantastic! Din păcate ratăm și ne cu poarta goală. Joc, ne bate în joc de șansele pe care le avem. Ungaria nu trebuie să facă decât să țină mingea în joc, că noi nu suntem în stare să punem mingea în poartă. N-avem curaj să dăm în poartă. Keeper se uită la televizor acum și vede ce se întâmplă pe partea dreaptă la națională, pentru că nu eram parametri fizici, au spus oamenii din conducerea naționalei. Da. Aruncă Tomori în bară, e bine, bine Polocoșer, să aruncă la minge.
Hai și, să luăm mingea. Să dăm și noi gol. Oh, un bandaj aici pentru Ana Maria Iuganu, dar ea va reintra în partidă. Și Periano are un asemenea bandaj, vedeți, pe brațul drept. Ne chinuim să revenim la 3 goluri. Am ratat și cu poarta goală. Blanca Biro, dezorientată ceva mai devreme, dar n-a reușit Serafăcianu să înscrie. Acum Cristina Neagu. Suntem în inferioritate. Neagu îi pune mingea și Crinei Pintea, 9 metri. N-a apucat să arunce tare la poartă, dar Crina a căzut cu ea în semicerc Kovacic. Încă 21 de minute din partida. Nu s-a mai înscris de vreo 3 minute. Neagu. Perianu. Ne reașezăm. Polocoșer! Mamă, ce noroc am avut aici cu Perianu, care s-a băgat la sacrificiu. Putea să dea și eliminare de 2 minute, da, pentru Tomori, care n-a atins mingea. Prea jucăm la contact. Prea dăm pase previzibile. În fine. A și dat eliminare la această fază. În fine, atacul României, unul încălcit în continuare, Pintea, măcar să dăm gol. Polocoșer, Perianu, iese Seraficeanu, pleacă în circulație. Acum Neagu! Neagu! Aruncă foarte bine, Pintea, Crina, recuperată gol! Gol România! 18-15, din nou la minus 3 a fost și 9-6 în prima repriză. Să nu ne mai luăm eliminări, că dacă jucăm 7-7, suntem și noi în stare să ducem meciul spre final și să câștigăm. A demonstrat Kim Rasmussen că știe când să ia time-out, nu după ce s-a apropiat adversarul la un gol, ci când încă ai 3 și mai poți redresa corabia. Noi așa am pățit în meciul cu Muntenegru, de la 21-17 s-au luat la 21-20 și am și pierdut mingea. În fine, de domeniul trecutului, dar când nu-ți cunoști trecutul și nu înțelegi nimic din ce s-a întâmplat, nu rezolvi nimic în prezent. Rămâne Iuganu la bancă momentan. Focusat, Ride. Da, toată lumea folosește cuvântul acesta inventat în Calea Florească, dar trebuie să fie concentrat pe toată durata sezonului, nu cu 3 zile înainte de mondiale. Pe națională și 7 metri a scos Hafra. Mulțumită Hafra. A băgat-o pe Crina, a zis semicerc și Perianu și Pristăvița. Bătălie acolo pe 6 metri. Nici apărarea nu merge. Au ratat destule aruncări de la 7 metri unguroicele până la acest campionat mondial. 6 vine să execute Gabriela Tot, sportiva de la Erd, fostă la Veszprém și Gyor. Apără! Apără! Deduceri! Nevoie aveam de această paradă. E bine să pui presiune, da, din cabină. Ni se duce tensiunea la 18 sau la 20, dar ne reglează aici Denisa Dedu și putem să revenim și noi cât de cât în joc. Spuneam, Ungaria nu este o echipă de speriat, dar este mai omogenă, atâta tot. Și au selecționări cu continuitate în handbalul mare. Crina împinsă! 7 metri cu eliminare, e bine! A doua eliminare pe care o primește Lukács. Dublura sa este Falu Feghi, foste colegi la Ferencváros, dar Falu Feghi a fost luată de Gyor astă vară. A împins-o pe Crina Pintea. S-a uitat apoi Crina din privire la arbitru. Gol! Super la vincul, a ieșit Kish la 4 metri, dar degeaba. Cea mai bună jucătoare din lume a dat-o la Păianjen și acum jucăm și noi cât de cât. 18-16, Ungaria. Ungaria este în atac cu Hafra, Tomori, în pierdere de viteză. Tomori scoasă în tușă de Oltean Pristăviță. Șață, al doilea pivot, pierde mingea Tovizi, Hafra, Tomori, își mai pierd și el orientarea. Hafra din nou, Hafra în centru, Hafra, oh, no, pe lângă poartă, pe lângă poartă, Tovizi. E bine,
S-a micșorat poarta pentru ele. Suporterii românii își păstrează și ei cumpătul acolo în tribune. Șeful de la Tova acolo dictează ritmul. Acum să nu greșim, acum să nu greșim așa cum am făcut-o mai devreme. Poate o eliberăm pe Cristina Neagu. Vine Iată-o. Neagu. Pristăvița aruncă în portar, așa. Scoate Perianu, 7, au, low, semicerc. Nu așa, de nu ce? Trebuia să ratăm de ce? Aici. De ce a aruncat Pristăviță la poartă? Este jucătoare de mână dreaptă în Inter, dreapta n-avea culoare acolo, din păcate ne pripim la această fază. S-a grăbit Laura Pristăviță. Să bine că nu ne-am grăbit la 18-12, am dat 4 goluri legate. Mai au și ele drepturi să spere la o reușită. Hafra, Kovac, Hafra, neapărăm bine cu Perianu și Pintea, fără eliminare, asta este tot. Kovacic. Hafra împinsă, Kovac, Hafra, ea poate să arunce de acolo. Perianu foarte bine o blochează la 9 metri. Amenințare de joc pasiv în atacul Ungariei. Trebuie să rezistăm acum. Hafra vine Hafra aproape. Iar vine eliminare. Nu mi se pare Perianu a împins-o o acțiune pe... demnă de eliminare asta. Da, știu și suporterii Mangial Handball, dar probabil mai mult au sperat această eliminare. Perianu a ținut-o și a împins-o. Brațul sus, asta au văzut arbitrele. Și ce bine, ne mergea și nu apărarea. Cu corpul, dacă ar fi făcut un pas în lateral, n-ar fi fost eliminare. Impresionate arbitrele din Germania. Kovac, Kovacic, Hafra, pasă la extremă, cât pe aici se scoate mingea. Ștucat extraordinar Seraficianu. Numărăm secundele care trec din eliminarea noastră. Două vizii pe pivot, se duce la Pristăvița. Vine Kovac, pasă la extremă, apără Tedu, ia 7 metri cu eliminare. Au început arbitrii din Germania să vadă numai eliminări la noi. I-a pus piciorul în față, din păcate Florica. Am mai avut asemenea situație cu Spania, dacă vă aduceți aminte. Am avut cu Muntenegru de două ori dublă inferioritate. Sabo execută aruncarea de la 7 metri. Denisa Dedu a scos-o pe precedenta. Hai Denisa, hai Denisa! Din păcate marchează Sabo. A fost pe la braț adevărat, dar n-a putut să devieze. 19-16. Noi trebuie să scoatem portarul și să nu pierdem mingea la 5-6. Tot arbitrele din Germania, la diferență de două goluri, au judecat greșit o fază în Norvegia-Serbia. Ar intrat Iuganu în extremă. Da, și timeout cerut de banca noastră. In the offense, just go wide here. We have on two position, put a block here, and then just put the normal pressure. No tricks, shots here. Play simple when we have it. It's still 1 minute. Girls, we need to calm down now. Get back to basics, defense, and then push them. Hey. Avem nevoie de mai multă luciditate, cu siguranță, și în apărare, și în atac. Erasmus a spus jucătorul sale, da, să joace ușor mai avansat în defensivă, să nu se grăbească pe atac. Neagu luat om la om în laterală. Vedeți de către Falu Feghi. Pristăvița se uită după Neagu. Iuganu. Hai la Pristăviță. Cudriștoiu intră, da, și scoate 9 metri. E bine așa. A trec secundele și pentru noi. Să nu pierdem mingea, asta e tot. Și poate aruncă Neagu. Aruncă Neagu! Pau, ce mână salvatoare, Kiș! A recuperat din semicerc. Da. Și a, 7 metri. 7 metri pentru noi. Nu protestează Tomori, știe că așa a fost. Bun arbitrajul până acum, n-ai ce să zici. Dacă nu-ți dă de asta, ce te făceai? Vine Neagu.
Gol din nou la Vinclu. A făcut contract cu Păianjenul aici Cristina Neagu. Numai sub area a dat lui Chiș de la 7 metri. O dată în stânga, aruncarea precedentă în dreapta. E bine. 19-17 și mai avem 10 secunde, un om în minus, Kovacic. Kovac, Ferianu să nu faulteze de eliminare. Aoleu. Da. Semicerc. Se dă, da. Semicerc. Dar să vedem. Apărare în semicerc dacă era. E gol până la urmă. Da. O să apară în semicerc, da, da, asta. Arăta o bine, da, dacă era să dea 7 metri. Se mai bucură și ele. 20-17, ultimul sfert de oră al partidei. România pare renăscută, dar să nu mai facă acele greșeli copilărești din apărare cu eliminările alea enervante. Ostase, din nou, șcăm cu poarta goală. Doi pivoți. Perian, Neagu, Stăvița. Stăvița se concentrează, parcă de ajuns, clar, intră în adversar. E clar că nu e locul ei acolo, în interul dreapta. Dar parcă vrea prea mult Pristăvița. Acum lasă extremă pentru Seraficianu. Gol! Ce reușită pentru ea! Face contractul național pe viață dacă ne scoate în această partidă. Seraficianu la 22 de ani, o singură ratare. Kovac. Kovacic. Kovac. La Hafra. S-au mai tăiat și ele. Da, se reorganizează pentru atacul pozițional cu linia de 9 metri. A spune că merge mai prost linia titulară decât cea a rezervelor din finalul primei reprize pentru Kim Rasmussen. Kovacic acum, paravan, grijă, vine Kovac, nu ne bagă să bicer, pasă pe la spate, portare, apără, Dedu! Cum să-i dai gol din colțul ăla? E bine, și revenim. Doar 21% procentajul portarilor noștri, dar pe final, în ultima perioadă, Denisa Dedu a reușit să închidă poarta la multe faze. Ataca României care poate veni la un gol în urma Ungariei. Încă o revenire pentru România, să spunem că de aici ne vom duce și spre conducerea partidei. Aruncă din fault și scoate 7 metri. E bine, Pristăvița. A mai jucat, dacă ți-au zis aminte, Iter, dreapta era Oltean și era la Baia Mare. Da. Juca Marin în centru și Oltean în dreapta, iar făceau schimb de locuri. Jucătoare foarte bune, jucătoare tehnice, însă Pristăvița este debutantă, ea un campionat mondial la 30 de ani. Hai, Neagu, avem nevoie de eficiență maximă la 7 metri. Cristina Neagu, gol! Acum i-a dat jos în stânga, nu mai știe omul Păian, Geneva, Chiș, ce să facă. Vă aduceți aminte cum a scos ea o aruncare pe contra Vardarului acum 3 ani în finala Ligii Campioni și a câștigat Iorul pe acea contră. Kovacic. Hafra. Kovacic pentru Hafra în zonă centrală. Kovac așteaptă în dreapta, a fost mână moartă, sperăm că așa va rămâne. Aoleu, Polocoșer cum iese. Kovacic. Singura care știe joaca. Kovacic. Are o șerpuire, are dribbling, are creier. Știe handball. Polocoșer din nou, ieșire hazardată în apărare. Au reușit să fructifice culoarul. Avem nevoie de gol la această fază pentru a rămâne în urma Ungariei la limită. Din nou 7 contra 6, a intrat și Ostase. Cristina Neagu. Neagu pentru Perianu, întoarce la Neagu, nu, Perianu continuă, Pristăvița, Seraficianu! Să-i dăm numai lui Seraficianu și se bucură antrenorul său de la Baia Mare, Costică Buceschi, 21-20. Încă 11 minute și jumătate din această partidă care probabil va rămâne în istoria handbalului românesc, să spunem din punct de vedere pozitiv. Ca să rămânem în primele 12 din lume. Hafra pentru Kovac. Kovac pasă pe la spate acolo. De a venit pasa un pic jos. Kovacic acum aruncă de la șol și marchează. Da, Kovac. Nu obosește și această jucătoare. E perioada, în care ia jocul pe cont propriu Aniko Kovacic, una din cele mai valoroase jucătoare ale Ungariei, cea care a venit în centru pentru a o suplini pe Anita Gheorbiț. Perianu. Neagu. Pristăvița. Bun. Gol extraordinar, scoate 7 metri. Hai că joacă bine și Pristăvița. Și a revenit. Și a mai revenit.
S-au pierdut până la urmă jucătoarele din Ungaria, care luaseră un avantaj uluitor 5-0, 16-10. Doamne, 18-12. Ce presiune pe Cristina Neagu. Blanca Biro este în poarta unguroaicelor. Neagu marchează în vincul din nou. Încă o dată o dă la închetura barelor. 22-21. A înscrie numai din 7 metri, dar este foarte bine. Avem nevoie de victorie. Egalul nu este bun. Am câștigat Liga Campionilor cu aruncări de la 7 metri. Isabelle Gulden. Mica Bredanu ne-a adus atunci trofeul. Hafra pătrunde și este blocată. Să aibă grijă Polocoșer cu eliminările. Ultimele 10 minute, Costi, foarte importante. Hafra pentru Kovacic. Kovac aruncă 7 metri. Spărare în semicerc Perianu. Da. Tot Kovacic a făcut faza, a intrat în centru pentru Crucișari. A venit Kovac și ne-a băgat-o, vedeți, pe Perianu, piciorul drept era prin semicerc, decizie corectă, arbitrul din Germania, Kuttler și Maike. Dar vom scoate aruncarea de la 7 metri. Trebuie să facă asta portarii noștri. Rămâne Denis Adedu, Sabo execută. Deviat puțin Denis Adedu, dar a dat puternic tânăra Sabo, jucătoare la Erd în Ungaria, 22 de ani. Suntem acolo, dar nu este de ajuns momentan. Dar atât de departe. Da. 23-21, 9 minute. N-avem voie să ratăm. Poarta goală, 7 contra 6. Neagu în centru. Perianu, Neagu. Neagu, Perianu. Întoarce pentru Cristina Neagu. Prisăviță, Serapicianu, gol! A ratat și ea. Ce boltă dăduse, ce boltă frumoasă. Și bine îi plecase mingea din mână. Aratează și ea. Trebuia să vină și momentul ăsta. Nu-i nimic. Poate ne scoate de acum. A dat prea mult efect la minge, ați văzut. N-a putut să o întoarcă mai mult spre interior. În fine. O recuperare ar fi minunată acum. Hafra față în față cu Pintea. Kovac. Da, înscrie și ea. Primul gol pentru ea din acțiune venită din dreapta în stânga. 24-21. Greu să alergi după alergare de la 18-12, dar sperăm că avem și rezistență. Din păcate n-avem varianta egalului. Trebuie să câștigăm această partidă. O putem face în continuare. Perianu aruncă, apără Biro. Gol! Bine! 24-22. Mai avem și șansă. Mingea venită lichidată spre ea. Polocoșer. A intrat și Raluca Băcaunu în centru. Se mai odihnește Perianu. Iura Dumansca se roagă și ea la marginea terenului, cum a făcut să vizitiu, a văzut câteva momente în urmă. Trebuie să o blocăm pe Kovacic. Ea gândește tot atacul Ungariei. Acum Hafra pentru Kovac. Fentă de șut și a băgat în semicerc. E bine. N-are experiență mare Kovac, chiar dacă are 28 de ani, de la Debrecen. Este la 45-a selecție, să n-a jucat prea mult în interdreapta. Putem veni din nou la un gol în urma unguroaicelor. Neagu în centru, Pristăviță, Neagu, Perianu. La extrem, Iuganu, n-a mai atacat zona mică. Cristina! Și Biro a ghicit-o. Seminălțimea a dat, s-a pe minge. N-a fost cea mai bună aruncare a Cristinei Neagu. A încercat să forțeze elementul surpriză, dar Blanca Biro a fost la post. 6 minute jumătate. Două goluri Ungaria și atacă. Hafra se uită spre Kovacic. Repriza a doua mai bună pentru Naționala României. Kovacic, Hafra, fentă. Doamne, mamă, ce ne-a făcut Hafra aici? Se joacă Hafra, iată, la 21 de ani, când am campioană mondială de junioare în 2018. Are continuitate, ea nu stă pe bancă la Ferencvaros și este titulară de 3 ani. Gabor Elec și a promovat jucătoare în Liga Campionilor. Neagu, Pristăvița la extremă, Seraficianu, dar 7 metri cu, da, apărare semicerc acolo. La șațăl. Parcă îi tremură mâna Sonii Seraficianu după volta pe care a ratat-o mai devreme.
Da, a venit Hafra acolo, a și controlat tricoul puțin. Decizie corectă, arbitrul din Germania, vedem reușita Hafrei. Fără de greșeală, Neagu, doamne, de la 7 metri, ne ține în joc. 25-23, 5 minute și jumătate. Apărarea duce greul și trebuie să ne mai scoată. Fără eliminări, Băcăuanu și Pinta în centru, Pristăvița și polocoșeri intermediari, Kovacic. Tomori a greșit pasa greșită pentru Kovacic, Hafra. Să le bage și pe ele mai repede în prepasiv, Kovacic. Tot Kovacic spre bucuria lui Kim Rasmussen, da, are jucătoare în centru, normal, noi nu avem pe Bucheschi. Asta este, pentru că nu avem conducători și medici. Pentru anul 2019 ne chinuim la acest campionat mondial. Una este pregătirea națională cu toate jucătoarele, cele de la Brașov, și alta este urci în avion fără ele. Să vedem cine va plăti pentru dezastru din handbalul românesc. Aruncă super Pristăvița la vinclu și ne mai dă o speranță. 26-24. Pasă decisivă a Cristinei Neagu, culoar atacat bine de Laura Pristăviță. Bine, da, pe scurt, s-a mirat și Biro, a șters mai sus un pic cu apărarea la Kovacic, care e interdreaptă acum. Hafra. Acum Kovacic. Tomori, Kovacic, vine Hafra. Nu s-a înțeles pe extrema. Șață-l plecase la o încrucișare falsă. E mai bine așa. Avem nevoie de mult suflet în acest final de meci cu Ungaria. Intră din nou Ostase, da. Acum riscă și ridă, normal, cu doi pivoți, poarta goală. Cam așa se joacă în handbalul masculin. După momentul 55, a scos portarul, nu la început de partidă, Neagu. Oh, low! 9 metri. I-a luat mingea din mână, Șață. Da. A pus mâinile în cap Kim Rasmussen, s-ar fi tras de păr dacă ar fi putut. Neagu. Pasă! Perianule! Ha. Ce fază aici complicată. 9 metri. 50-50, avem 9 metri. A atacat-o pe Tomori, una din cele mai bune apărătoare din Europa. Sperăm că se oprește cronometrul. Kim Rasmussen, Jujana Tomori. Am văzut prin planuri cu cei doi. Aruncare de la 9 metri pentru România. Execută Crina Pintea. Nu mai este Ostase, acum atacăm cu un singur pivot. Kovacic, posibil să fi fost o schimbare greșită. Da, două minute eliminare Kovacic. Oh, ce bine, e bine, bine că tocmai Kovacic. Această eliminare și Kovacic, da. O fi obosit și ea, săraca, și s-a oxigenat mai greu. Moment important pentru România. Perianu, Neagu la extremă, Iuganu, gol! Și mai avem un gol. De fapt, două de recuperat, trebuie să câștigăm. 26-25. Cât chin în această partidă. Au jucat bine extremele noastre, și Seraficianu și Iuganu. S-au păstrat, să spunem, pentru această partidă. Au scos pe real din celelalte întâlniri, dar totul se uită dacă te califici. Hafra, Kovacic. 3 minute esențiale pentru handbalul românesc. Nu e Kovacic eliminată, no. E pe teren. Poate greșește, știa. Hafra, Kovacic, Pinta, să aibă grijă. Kovacic, Hafra, angajează pivotul. Pou! Bine că nu l-a și eliminare. I-a dat drumul să nu dea eliminare, da. Era o amenințare de joc pasiv, unguroaicele. Gol marcat de pivotul Sabo. Ataca României. Încă sperăm. Dar acum trebuie să jucăm fără greșeală, în 2 minute și jumătate. Asta e. Am început foarte prost partida. Pristăvița la extremă, Seraficianu! Uluitoare la vincul de această dată. Se răzbună pe toate ghinioanele sale și pe puține ratări adevărat din această partidă. Ne-a ținut în joc Seraficianu. 27-26. Au scos unguroaicele portarul. Sunt în inferioritate, încă 20 de secunde. Hafra, Kovacic. Hafra, Kovac. Poate pierd și ele minge acum. Kovacic, Hafra. A venit în centru Kovacic. Sabo, ce bine joacă acolo la pivot. Kovacic pe culoar la extremă. N-au băgat în semi. Ce apără, dragule!
și jumătate trebuie să înscrie, să nu luăm gol și iar să înscrie. Sus, jos, scoate portarul din nou, Ride, Neagu, la extremă, Iuganu, gol! Am egalat după 59 de minute de durere în această partidă, 27-27. Mai avem nevoie de un gol pentru a merge în grupele principale. Ungaria are atacul, trebuie să scoate mingea în apărare. Parada senzațională a Denisei Dedu. Time-out pe care îl cere Kim Rasmussen. But we cannot attack her sideways, we need to go straight. Or here, but we have also a good option to make Cheddar Kim, where we really come with power, okay? Because they will lift a little, then the line player can move. Susi, you can come here, but Noni also the other way. Noni can come in also. So Cheddar Kim, oh, we have the isolation. First you build up isolation after Cheddar. Over here, you stay back, full pressure here, see what goes, okay? Egal, suporterii Cristinei Neagu de pretutindeni. Iată o imagine pe Cristina Neagu. Ce revenire fantastică, România de la minus 6, 16-10, 18-12 a avut Ungaria. 5-0 pe debut de partidă. După această întâlnire avem Norvegia-Olanda, Digisport 1, Franța-Danemarca, Digisport 2, Rusia-Suedia, Digisport 3. 50 de secunde, atac al Ungariei cu Kovac în centru. Hafra, nu trebuie să primim gol la această fază. Kovacic, Fentă, forțează acolo Kovac, în prepasiv, da, pentru că nu a omenițat poarta deloc. Kovac, bine, pinta! E mingea noastră, S-a dat atacul. Pasivul. Avem atacul, nu! Ce-au făcut? Să oprească cronometru. Time-out, am cerut noi. Time-out România. Okay. E bine așa. Un atac și un gol pentru elita handbalului. România poate obține calificarea în grupele principale dacă înscrie în ultimele 30 de secunde împotriva Ungariei. Trebuie să atacăm cât de cât așezat și să aruncăm la poartă în finalul acestui pozițional. Adevărat, să atacăm, să forțăm ușor pătrundere, să scoatem 9 mediată. 31 de secunde au fost. Mai sunt 25. Săraficianu, Cristăvița, Neagu, Perianu, cineva arunca la poartă. Iarăși avem doi pivoți extraordinari, poarta goală. Cristăvița întoarce pentru Neagu, Cristina. Cristăvița aruncă! 7 metri! 7 metri! Se oprește cronometrul! 7 metri, România! Se oprește cronometrul! Are victoria! Are victoria în mâna Cristinei Neagu de la 7 metri! Va mai fi și un atac oricum alungare, dar să trecem peste 7 metri mai întâi. Pintea! Se duce Crina, Pinta se execută, nu mai dă Cristina. Degringoladă și pe banca Ungariei. Rasmussen vrea să schimbe portarul. Eva Kiș a intrat acum în poartă. Neagu va executa. Da. S-a dus Crina să ia mingea. Kiș din nou, iată, la 3 metri și jumătate de poartă. Neagu fără de ratare la 7 metri. Ne poate duce spre primele 12 locuri. Fentă! Gol! Jucăm mâine de la ora 11. Duminică de la ora 11. Formidabil! În această grupă cu Rusia. Formidabil victorie, România, 28-27. Cine ar fi crezut, condusă la pauză cu
6 goluri, România câștigă la ultima fază, Cristina Neagu de la 7 metri. Nici o ratare de la 7 metri pentru cea mai bună jucătoare din lume. S-a dat dovadă cu adevărat de caracter în această partidă. S-a dublat valoarea acestor jucătoare care n-au prins un campionat bun. Am început de la minus 15 cu Spania, apoi am pierdut la un gol cu Muntenegru și am câștigat când trebuie în meciul cu Ungaria, care ne-a învins anul trecut, aduceți aminte, la europene, când Cristina și-a rupt genunchiul. Vedeți golul care ne duce în primele 12 echipe. Vedem naționala României, vă spuneam, duminică la ora 11 împotriva Rusiei. Vom mai juca apoi cu Suedia și cu Japonia. Dacă pierdeam, trebuia să ne trezim de dimineață la ora 5 și jumătate. Era și păcat să ne stricăm duminica. Neagu a avut grijă de noi. După această partidă avem Norvegia, Olanda. La revedere! Instalează aplicația Selgros și ai oferte speciale la orice oră. În perioada 6-12 decembrie ai brad artificial 180 de cm la 249 de lei per bucată doar cu aplicația.